tot procesul verbal ar trebui să fie anulat. Sunteți de acord? Mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar să prezint ordinea de zi. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la ședința ordinară din 14 februarie 2024. O zi la să sărbătorește în locul cel, preluată și de poporul român. Dau citire sărbătoarelor puncte de pe ordinea de zi. În prim punct, un proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. În punct 2, un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de anul 2024. Punctul 3, un proiect de hotărâre privind constituirea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Local al Comunei Cașin. Un punct privind hotărârea aprobării utilizării excedentului bugetar local în cursul anului 2024. Punctul 5, proiect de hotărâre privind modificarea misiei CASCR numărul 91 din 13-13-2023 privind aprobarea regulamentului pentru recompensarea cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la punctul anului public în cadrul primăriei Cașin. Punctul 6, proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Cașin. Punctul 7, un proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Cașin pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor la SECE Compania de Apă Bacău din data de 29.02.2024. Punctul 8, un proiect de hotărâre privind aprobarea cuantum unității speciale de salubrizare pentru anul 2024. Și propunem suplimentarea cu două puncte pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, un punct, un proiect de hotărâre privind aprobarea avizului general pentru valoarea lucrărilor finalizate de OAT Cașin și a indicatorilor tehnico-economice al obiectivului de investiții, extindere, modernizare, renovare și dotare cămin Comuna Cașin, se vorba de amenajările exterioare, care trebuie să vină din buget local. Și un alt punct, raportul de audit și scrisoarea către primarul OAT Cașin, urmarea misiunii de audit, prezentarea raportului de audit, efectuată în perioada 23-10-15-12-2023 de Camera de Conturi Bacău asupra situației financiare centralizate ale Comunei Cașin întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31-12-2023. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Faci propunerea pentru alegerea președintelui de ședință. Să îl propun pe domnul Daniel. Care e? Bogdan. Bogdan. Alte propuneri mai sunt? Dacă nu, suntem la vot. Unanimitate, toată lumea este de acord cu propunerea lui Bogdan Bogdan, Bogdan președinte, da. Domnul Bogdan. Pentru anul 2024.
În baza raportului de specialitate promis de doamna Fontană, acela Cotocan, am să trec în revistă și bugetul pe anul 2023 și în care am să spun, având în vedere prevederile legii 173 de 2006 privind finanțele publice cu modificările ulterioare, înainte de a trece la analizarea datelor pentru bugetul pe anul 2024, vom trebui să facem o trecere în revista modului cum a fost realizat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023. În anul 2023 am avut venituri totale realizate în suma de 7.709.000 de lei. Cheltuieli în suma de 7.252.000, excedentul bugetar al anului 2022 în sumă de 268.000. Iar anul 2023 l-am încheiat cu un excedent bugetar de 724.000. De asemenea, am avut venituri și cheltuieli pe credite interne în sumă totală de 921.000 de lei. Deci am prezentat bugetul pe anul 2023 în care am avut venituri de 7.709.000 de lei. Și am să dau citire, am să vă prezint pentru anul 2024 bugetul care este de 10.443.000 la partea de venituri și 11.000.000 la partea de cheltuieli, un deficit de 724.000. Adică ce am avut anul trecut, excedentul de 724.000, să adaug la bugetul din anul 2024. Veniturile anului 2024 sunt compuse din venituri proprii, în sumă de 2.383.000, cote defalcate din impozitul pe venit, suma de 1.161.000 de lei, sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor în suma de 482.000 de lei, sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean 350.000 de lei, sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetului suma de 1.697.000 de lei, sume defalcate din TVA pentru drumul 222.000 de lei, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, învățământ, CES, copii, chete, junior, ajutoare de încălzire, beneficiari, ajutor social, suma de 1.360.000 de lei, subvenții de la alte administrații, 2.830.000, din care ajutorul de încălzire, 910.000, e format și din ajutorul de încălzire din anul trecut, care s-a dat în ianuarie, și din ajutorul de încălzire care se speră să-l dea până la finalul anului 2024. Planul de regulamente de urbanism 70.000 de lei, subvenții pe programul național Anghel Salinii 60.000 de lei, prima tranșă pentru lucrările efectuate în toamna anului trecut, alocări de sume din PNRR, prin care avem dotări un nivel școlar de 820.000 de lei, și sume de alocate de la Agenția Fondului de Mediu pentru proiectul creșterea eficienței energetice la școală, ca și de 570.000. În total, cei 10.700.000 de lei din bugetul pe anul 2024. Cheltuielile bugetului local pentru anul 2024, care le propunem și solicit spre aprobare la finalul ședinței, sunt următoare. Administrația publică locală, suma de 2.540.000, din care cheltuieli de personal 2.048.000, salarii, transportul public, utilități, gaze, apă, energie, cheltuieli materiale în suma de 421.000 de lei, acestea sunt, și cheltuieli de capital cu suma de 70.000 pentru finalizarea investiției, elaborarea documentației PUC și Registrul Local de Urbanism. Alte servicii publice, în suma de 35.000 de lei, reprezentând fondul de rezervă bugetară, fiindcă trebuie să ne facem un fond de rezervă bugetară. Avem dobânzi de 102.000
de lei. Transferul către alte instituții și asistență socială în suma de 40.000 de lei, copiii care îi avem în centre. Protecția civilă și protecția împotriva incendiilor, suma de 24.000 de lei. La învățământ, 2.018.000 de lei, din care 210.000 de lei, 210.000 de lei pentru finanțare, cheltuieli materiale 18.000 de lei, asistență socială 1.790.000 de lei, acele etichete de gândire și copiii care avem în CES, cheltuieli de capital pentru următoare investiții, dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale la școala învățătorului Nicolae Păsaru Cașin, acea sumă de 820.000 de lei care avem prin PNRR, și creșterea eficienței energetice la școală, cofinanțarea din partea primării, în suma de 940.000, și mai avem un aviz pentru aviz hidrologic pentru sala de sport și ce ne-ar mai trebui acolo. În total am prins 30.000 de lei, adunate toate, dar o sumă de 2.018.000 de lei pentru învățământ, adică 20 de miliarde de lei trebuie. La cultură, recreere, religie, suma de 652.000 de lei, din care cheltuieli de salariale 72.000 de lei și cheltuieli materiale 75.000 de lei, din care 60.000 am prins o sumă pentru organizarea zilelor comunei, 45.000 de lei pentru susținerea echipelor de fotbal, Cașin și Cuița, și ținând cont că la Cuița anul trecut nu am alocat, vrem să alocăm anul acesta, că am crezut că și-a schimbat denumirea în Onești, dar în act este tot Cuița. 100.000 de lei pentru susținerea bisericilor din comună și cheltuieli de capital 360.000 de lei pentru următoare de investiții, amenajare exterioară și realizare rețelei de utilități la căminul cultural, fiindcă până în 19 august trebuie terminată această lucrare, consultorul își dă tot interesul, iar noi trebuie să prindem din bugetul local o sumă pentru amenajarea exterioară și pentru utilități, apă, gaze, canalizare, instalație electrică, alei pietonale. Am prevăzut o sumă, cred că ne-a dat proiectantul, o să o aprobăm astăzi, de 350.000 de lei. Asistență socială, suma de 2.461.000 de lei, reprezentând cheltuieli de personal, la asistenții personal, din care la asistenții personal 75.000 de lei, indemnizații de persoană cu handicap, cheltuieli pentru încălzirea cu lemne, atât a populației cât și a beneficiarilor de ajutor social, adunate toate, dau 2.461.000 de lei. Locuințe, servicii publice și dezvoltare publică, suma de 1.299.000 de lei, din care pentru iluminat public 295.000 de lei, rambursare în împrumut, suma de 390.000 de lei, cheltuieli de capital, facturi ce mai avem noi, suma de 614.000 de lei pentru următoarele proiecte. Extindere rețea apă potabilă, fiindcă spuneam că în februarie au spus acum că se semnează contractul de canalizare și ne-a prevăzut să prindem o sumă în acest an de cofinanțare, cu suma de 349.000 de lei, partea de cofinanțare aferentă comunei Cașin. În fiecare înființare gaze în Zat Curța, suma de 82.000 de lei, fiindcă mai avem la Delgaz de plătii și ce mai avem noi de șantier. Extindere rețea de distribuție a energiei electrice pe strat la primăverii, am prevăzut o sumă de cofinanțare de 320.000 de lei, fiindcă a fost aprobată lucrarea pe strada Frății, care dă în primăverii o stradă de 320 de metri, au depus solicitarii cetățenii din acea zonă și lucrarea ar fi estimată la
160.000 de lei, din care partea primării 32.000 de lei, vreo 20%. Știți că am aprobat în Consiliul Local o finanțare acum un an. Da. Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat. Vrem să împărim și o sumă de 150.000 de lei. Dacă apare o sesiune de depunere în luna martie pentru extindere rețele și ce mai avem de plătit iluminat, am prevăzut suma de 150.000 de lei. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, suma de 595.000 de lei. La drumuri și poduri, suma de 1.450.000 de lei, din care cheltuiel material, suma de, am trecut 332.000 de lei și la, vrem să facem niște reparații, și cheltuiel de capital, suma de 1.119.000 de lei pentru următoarea investiție, modernizare drumului de interes local, partea noastră de cofinanțare la, la Angel Salini, fiindcă o parte sunt banii ministerului, o parte sunt banii din bugetul local, care i-am aprobat în bursul local. Și o parte pentru, din acești bani și pentru modernizare și reabilitare drumuri străzi afectate de calamități. Am prins 150.000 de lei pentru consultanță, pentru studii și pentru proiectare. Față de cele arătate, mai sus propus că aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a venit cu suma de 10.493.000 și la cheltuieli în sumă de 11.218.000 de lei, din care din deficitul, din excedentul de anul trecut, 724.000 plus 10.490.000 fac exact suma de 11.218.000 de lei pentru anul 2024. Bugetul anului 2024 este mai mare cu 30% față de bugetul din anul trecut. Și conform graficului se estimează un buget și pentru anii următori, 2025, 2026, 2027, o estimare, o prognoză pe 2025, 7.848.000, pentru 2026, 8.067.000, pentru anul 2027, 7.320.000. Este mai mic, dar dacă vor mai intra și alte sume de la ministerie, va fi mult mai mare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019, prin codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Prezint următorul punct de ordine de zi, privind constituirea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Local al Comunei Cașeni. În baza raportului de specialitate în domeniul de zona contabilă Marcela Cojocaru, se aprobă constituirea fondului de rezervă de 35.000 de lei, suma ce va fi asigurată la capitolul 5.40.205 la alte servicii publice generale. Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al Comunei Cașeni se utilizează la propunerea ordonatorului principal de credit pe baza de hotărâri de Consiliul Local pentru calamități, pentru neprevăzute incendii, cum am mai avut și în alți ani, prevedem o sumă de 35.000 de lei anul acesta. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind constituirea Fondului de Rezervă Bugetară, aflat la dispoziția Consiliului Local al Comunei Cașeni, în conformitate cu prevederile articolului 125, articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct
pe ordinea de zi. Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar în cursul anului 2024, deci acea sumă de 724.000 de lei, din acea sumă să-i avem pentru amenajarea exterioară, dacă nu culturală, dar ce spuneam mai devreme, 300.000 de lei, pentru modernizarea drumului de interes local prin Angel Salini, 274.000 de lei, și pentru proiectare, studii, modernizare drumului și străzi afectate de calamități, 150.000 de lei. Deci, în total, 724.000 de lei. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrarea Drumului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local în cursul anului 2024, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 36, aliniat 6 și aliniat 7 din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct, privind modificarea anexei HCL din 13-12-2023 privind aprobarea regulamentului de contare a cheltuielor de transport între localitatea și localitatea reședință unde are locul de muncă, a funcționarilor publici din cadrul primării Consiliului Local. În baza hotărârii numărul 39 din 3 din 2024. Cei care vor să-și deconteze transportul trebuie să întrunească unele condiții. Existența cererii lunare a cheltuielor de transport prin care se solicită decontarea cheltuielor, domiciliul sau reședința solicitantului cuprinsă în cartea de indemnitate, dacă solicitantul are sau un domiciliu sau reședința în localitate unde are locul de muncă pe baza declarației de propria răspundere, distanța în kilometri între localitate și de domiciliu și reședința unde se află locul de muncă, mijloacele de transport cu care se deplasează solicitantul între localitate și locul de muncă, valoarea unui abonament lunar pentru fiecare tip de mijloc de transport în comun, valoarea biletelor pentru de fiecare mijloc de transport, numai în următoarele situații. Pe ruta respectivă, nu se emit abonamente sau beneficiarul utilizează mai multe mijloace de transport în comun. Opțiunea beneficiarului privind mijlocul de transport utilizat. Asta pe baza hotărârii din decembrie, pe 2024, am stat și noi și aprobăm în ședința de astăzi. Raportul de avizare a fost favorabil pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct, privind modificarea statutului de funcție al aparatului de specialitate la primarul. Este vorba de o modificare la aparatul de funcții. Se aprobă organigrama conform referatului de specialitate. Este vorba de domnul Sarca Paul Claudiu, în funcția de publică de inspector, clasa 1, grad profesional de votant. În compartimentul agricol, intervine următoarea modificare la poziția 16 din statutul de funcții vacant, inspector se completează cu funcția publică care a ocupat-o domnul Sarca Paul Claudiu. La fel, raportul de avizare este favorabil. Următorul punct, privind stabilirea mandatului special al reprezentantului local al unității administrative din comuna Cașin, este vorba de ședința de la compania de apă din 29-a 2024, care au 5 puncte pe ordinea de zi și cine dorește să vadă punctele, poate să le studieze sau poate le-a studiat înainte. Cum se ajută la această proiectă? Următorul punct, privind stabilirea taxei de salarizare pentru anul 2024. Propun să rămânem
cu aceeași taxă de salubrizare și în anul 2024. Este vorba de cei 9,19 lei pe persoană și restul până la 13,90 completează primăria, iar la societăți în fiecare angajat câte 13,90 lei. Să mergem pe aceleași taxe ca în anul 2023, nu le mărim, iar la colectare reciclabile să mergem cu același sistem. A fost o comună, două, care a suplimentat reciclabilul să meargă în două sâmbete sau în două vineri să vină mașinile de noi, dar noi propunem să mergem în urma colectării. Considerăm că ritmul este bun și dacă am suplimenta să vină de mai multe ori, probabil costul de a fi mai mare. Deci propun să rămânem cu fiecare sâmbete și odată pe lună să vină mașina să strângă sacii galbeni reciclabile și taxa de salubrizare să rămână la fel ca în anul 2023. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, alineat 6 și alineat 7, din ordonanță de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct este cel care l-am aprobat, l-am suplimentat astăzi, pe lumea de zi, privind valoarea lucrurilor finanțate de OATK și a indicatorilor tehnico-economice al obiectivului de investiții cu creștere potențială de inovare și dotare cămin postural Cașin. După cum spuneam, până 19 august această lucrare de modernizare a cămin postural trebuie terminată conform graficului de lucrări. Iar trebuie să amenajăm și exteriorul acestei clădiri, care e o sumă de pretenție din bugetul local, fiindcă la recepția finală trebuie să avem și această amenajare și conform indicatorilor, proiectantul a stabilit o sumă de 366.000 de lei fără TVA, din care avem instalații exterioare, alimentare cu apă, branșare rețea, fostă septică sau rețea de canalizare, instalații de utilizare gaze, alimentare cu energie electrică în total 161.000 de lei, altă sumă de 88.000 de lei pentru amenajări exterioare alei pietonale, și, dar din această sumă, construcții plus montaj sunt 252.000 de lei fără TVA. Mai avem ce avem de plătit la ISC, taxe de acorduri, avize conform autorizației de construcție, în total 366.000 de lei fără TVA. Amenajări exterioare pe care le facem. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, privind valorificarea lucrărilor finanțate de UAF Comuna Cașin și a indicatorilor tehnico-economice ale obiectivului de investiție, extindere, modernizare, renovare și dotare pe un cultural sat Cașin, Comuna Cașin, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125, articolul 36, alineat 6 și alineat 7, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, prin codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Ultimul punct pe ordinea de zi, l-am primit alaltele, este vorba de raportul de audit, care putea de voturi, l-a făcut în baza unei sesizări din informațiile care le am, că au crezut că ar fi ceva în neregulă cu acele executări, cu acele plăți făcute la căminul, la procesele făcute la căminul cultural din Cașin. Din Curița, pardon.
Și cineva în ședințele anterioare tot spunea de un prejudiciu. Că ar fi un prejudiciu. Iată că în raportul Curții de Conturi nu există acest cuvânt prejudiciu. Chiar este un raport bun în comparație cu alte rapoarte ale Curții de Conturi din anii anteriori. Când constructorii își dădeau interesul să aducă banii să plătească sumele suplimentare. Dar noi nu am băgat constructorii în niște nereguri. Ne-am dat tot interesul aparatului de specialitate al primarului. Își dă tot interesul ca lucrurile, proiectele să meargă foarte bine în Comuna Cașin. Iar în baza raportului de audit, și auditorii au constatat exact ce v-am prezentat eu an de an în ședințele de Consiliu Local. Și am să dau citire. La primul punct, Curtea de Conturi a constatat, în urma tabletelor care s-au cumpărat pentru școală și a laptopurilor pentru profesori, o neconcordanță în mandatul trecut. Identificate în evidențele analitice și evidențele sintetice pentru bunurile de natură obiectelor de inventar și materialelor consumate, precum înregistrarea necorespunzătoare a unor bunuri și denumirea generică de obiective de inventar, nu a fost înregistrată cantitatea totală de bunuri de același fel achiziționate fiind înregistrată o singură poziție. Dar acest lucru s-a corectat în timp, deci nu vreau să acuz pe nimeni. Curtea de Conturi constată, dar în acest lucru s-a reglat, s-a rezolvat, încât eu nu am fost nicio administrație. Nu e un punct în care să fie ceva nereguli. Curtea de Conturi a constatat, dar noi, între timp, le-am înregistrat. Nu a fost în evidența contabilă lucruri primite cu titlu gratuit în baza contractelor cu numărul 1, 2, cu cifră mai lungă, în data de 16.09.2020, între UAD Cașin și Vodafone România, că de acolo au fost cumpărate acele tablete. Da. Următorul punct. Da, asta și fac. Denaturarea postului bilanțier datorii curente prin nerespectarea principiului prudenței conform Corea în cursul exercițiului financiar se evidențiază datorii previzibile, potențiale apărute, chiar dacă la ieșirea de resurse va fi efectuată într-o perioadă următoare. Astfel, pentru așa se constituie să se înregistreze provizioane pentru riscul de cheltuieli de cuantum de 499.000 de lei, reprezentând plăți efectuate în data de 3.03.2023. Este vorba de o rezervă care trebuie provizioane, că m-am interesat și eu ce înseamnă aceste lucruri. Este vorba de o rezervă care trebuie prinsă în bugetul primăriei. Efectuarea, că ăsta e subiectul care a fost discutat în cerințele anterioare. Efectuarea de plăți suplimentare în cadrul dosarului de executare selită numărul 16 de 2016 între executor Chiticianu și asociații ca urmare a nerespectării modului de stingere a datoriilor stabilite de către executorul judecătoresc în data de 12 a 2016. Deci e foarte important ce am citit eu asta acum. În cadrul dosarului numărul 16 din 2016, în perioada 2016-2023, UAD Cașin a achitat în total suma de 2.254.000 de lei, din care 2.246.000 a fost transferată de executorul judecătoresc în contul creditoare, reprezentând cheltuieli de executare silită, reținute de
din valoarea totală a plăților efectuate de 56.000 de lei, 111, reprezintă obligație de plată, stabilită prin sentința civilă numărul 668 din 7-a 2015. Modificată prin decizia Curții de Apel numărul 4 din 4-a 2016, prin care UAT Cașin obligă UAT Cașin la plata unei sume de 56.000 de lei cu titlul de debit principal cu penalități de 1%, aferente debitului principal pentru fiecare zi de întârziere, până la data efectivă. Calculul penalităților fiind efectuat de la data de 14.06.2012. Iar diferența de sumă de 2.198.000 reprezintă plăți efectuate cu titlul de penalități și cheltuieli de executare. Plățile în sumă de 2.254.000 de lei au fost efectuate după cum urmează. 825.000 de lei a fost achitat în perioada decembrie 2016-mai 2019. Suma de 936.879 de lei a fost achitată în perioada martie-iulie 2022, iar 492.000 de lei a fost achitată în luna martie 2023. În perioada iunie 2019-februarie 2022, UAT Cașin nu a mai efectuat plăți către Chiticeanu și asociații, către executori. În această perioadă au curs penalități ca urmare a nerespectării sentinței din 2016. Deci cele 10 tranșe stabilite de executor nu au fost respectate și au fost în loc să plătească în 10 tranșe, s-a plătit în aproape 3 ani. Și de aici au curs acele penalizări care noi le-am plătit în anul 2022 și 2023 în 3 tranșe. De altfel, fostul primar a contestat și dânsul în instanță, a dat în penal, am aici documentul în față, și a primit clasare. Și noi, imediat după ce am făcut aceste plăți, am contestat că astea sunt proceduri, ca la oameni, o contești, că nu-ți convine să dai asemenea sume de bani. Dar instanța poate hotărâ dacă acele plăți au fost făcute corect sau incorrect. Noi ne dorim să recuperăm, că sunt atâția bani care ar intra în bugetul Consiliului Local și Cașin. Aceste contestații în instanță și aceste plângeri penale, avocat Andreiul Dosit, le am aici, în fața dumneavoastră, și care vrea să le consulte, le prezint și dumneavoastră și cetățenilor. Domnul președinte, vă rog frumos, domnul consilier, domnul președinte, vă rog frumos, nu întrerupeți, aveți dreptul la replică, dar n-ați bani, să se audă în camerele de la vedere, ce sunt dreptul la replică, domnul ce intervenți. Ca să citești, vă citiți tot, nu faci cu trei. Nu, dacă se poate citi, vă rog frumos să încetați cu râs. Vă rog frumos să încetați cu râs. Domnul președinte, până acum s-a citit. Am citit. Respectați primarul. Păi nu respecti, ești un raport. Doamna, îl citesc. Sunt pe înțelesul tuturor. Doamna secretară, de fapt, legați să-l citiți doar. Conform legii. Lăsați întâi domnul primar să prezinte. Și după aceea, vă spun. Nu se poate prezenta, că văd că pe scaunele cu două consilieri e ceva care e gâdilă și să vedem. Domnul președinte. Da, asta e fi domnul președinte. Domnul președinte. Bravo. Ce țineți ordinea, vă rog. Bravo, domnul președinte. Mai să ceați. Da. Probabil în baza altei sesizări, că cineva este obișnuit cu sesizările pe urmă noastră, dar poate fi de bună dreptate, nu putem ști. De la încetarea drepturilor de muncă din 2023 au fost identificați funcționari publici care nu au completat și nu au depus declarații de avere. Ceea ce am constatat și noi. Legea 176 pe 2010 UAT Cașin
nu a transmis Agenției Naționale de Integritate lista acestor persoane. Fiindcă noi am aflat mai târziu că aceste persoane s-au pensionat. Una din aceste persoane s-a pensionat și nu a depus de la bun început declarații de avere, care și salarii și pensii. Și o altă persoană care era pensionară trebuia să-și mai completeze declarația cu avere, probabil are un cazan de țuică și trebuia declarat și acel cazan, fiindcă lucra în primărie și avea și pensii. Iar regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate a constatat acest lucru. De asemenea, compartimentul juridic în cadrul operatorului principal de credite nu a făcut un registru al dosarelor litigioase. Ceea ce acum îl facem. Trecem în registru toate dosarele. Iar primăria a fost obligată cu acele două persoane să trimită către Agenția Națională de Integritate, conform raportului de conturi care a fost în luna decembrie, să trimite către Agenția Națională de Integritate dovada că acele două persoane nu au declarat toate sursele de venit, adică pensia plus salari și salari, pensii și cazanul de țuică. Probabil Agenția Națională de Integritate vor lua o decizie, favorabil sau nefavorabil, nu știm cum va interpreta. Cu dreptul de a alege și a fi ales, sau dreptul de a returna banii care i-au primit, dar doamnele au muncit, cei de, pentru au fost în activitate, sau nu pot returna nimic. Agenția Națională de Integritate stabilește acest lucru. Tot așa, Curtea de Conturi ne-a semnalat că nu avem comisii de disciplină. Știți, doamnă secretar, eu am mai avut discuții cu dumneavoastră pentru a întocmi această comisie de disciplină, dar trebuie să găsim și un moate, că trebuie să facem o asociere cu altă comună, să avem număr de funcționari publici pentru a întocmi această comisie de disciplină. Dar, n-au fost probleme, dar e bine să o avem și să, pe viitor, să, dacă vine noi, să apelăm la această comisie de disciplină. Responsabilitatea Curții de Conturi și ale conducerii entității auditate. Responsabilitatea Curții de Conturi de a efectua auditul financiar în conformitate cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit. Aceste standarde impun respectarea de către auditorii publici externi a cerințelor de natură etică și profesională, ca parte a unui audit care se bazează pe institutul care ne exercită raționamentul profesional și ne menținem scepticismul profesional și pe tot parcursul auditului. Responsabilitățile conducerei entității auditate sunt de întocmire și prezentate instituțiilor financiare în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și de asigurare a operațiunilor entității se desfășoară în conformitate cu prevederile legii și reglementărilor, inclusiv acele reglementări care determină valorile și prezentările din situațiile financiare. Prezentul raport de audit financiar a fost întocmit în două exemplare și conține anexă scrisoare către management. Sunt niște termeni folosiți de terminologia făcută de inspectorii Curții de Conturi. Da, deci domnul primar va punta adresa Curții de Conturi către primarul Comunei Cașin. Eu am primit tot așa de la Curtea de Conturi, prin adresa numărul 12.658 din 7.2.2024, către Consiliul Local al Comunei Cașin, doamne secretar general. În temeiul prevederilor articolului 33 alineatul 1 din legea numărul 94 din 1993 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, Republica
reglată și ale articolului 44 din regulamentul privind activitatea de audit public extern, aprobat prin hotărârea plenului Curții de Conturi numărul 629 din 2022, publicat în monitor oficial numărul 10 din 5 aprilie 2023, vă transmitem alăturat raportul de audit numărul CC Bacău pe 2024 până 12.544 din 7.2.2024 și scrisoarea numărul, la fel, către primarul Vladi Cașin, urmare misiunii de audit financiar efectuată în perioada 23.10.15.2023 de Camera de Conturi Bacău asupra situațiilor financiare centralizate ale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022. După întâlnirea consilierilor locali, vă solicităm să ne transmiteți un extras din procesul verbal de ședință, împreună cu o copie a hotărârii, luate față de recomandările formulate prin scrisoarea pentru conducerea primăriei. Deci, trebuie adoptată o hotărâre privind măsurile care sunt expuse în raport. Și am să vă rog, unul dintre consilieri, să dea știre raportului de la cap la coadă, ca să fiți informați, pentru că așa bine s-a spus de la Curtea de Conturi, că trebuie prezentat tot la camera coadă. Deși ni se oferă să citească raportul. Ca să nu existe interpretări, că nu s-au citit, s-a citit tot și nu s-a adus la cunoștință tot. Mulțumesc, doamna secretar. După cum ați auzit că Curtea de Conturi a fost un audit la Comuna Cași, nu în urma unei sezări, ci un audit care era programat, care este programat din 2 în 2 ani. Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale Comunei Cași în data de 31.12.2022. Doamna secretar a citit prima parte, o citesc de la B, punctul B. Opinie contrară. Am auditat situațiile financiare ale Comunei Cașin pentru exercițiul financiar încheiat la data 31.12.2022, care cuprind bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxului de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexele care fac parte integrantă din situațiile financiare, inclusiv raportul privind situațiile financiare care conține un rezumat al principalelor politici contabile și note explicative. În opinia noastră, din cauza importanței aspectului descris la secțiunea baza opiniei contrare din raportul de audit, situațiile financiare consolidate ale entității nu oferă o imagine reală și fidelă, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România. Punctul C. Baza pentru opinia contrară. Ca urmare a auditului efectuat asupra situațiilor financiare raportate de către Comuna Cașin pentru anul 2022, au fost constatate deficiențe cu influențe semnificative asupra situațiilor financiare, după cum urmează. 1. Denaturarea postului bilanțier active curente prin înregistrarea necorespunzătoare a acestora în evidența contabilă și evidența tehnico-operativă respectivă. Existența neconcordanțelor identificate între evidențele analitice și evidențele sintetice pentru bunurile de natură a obiectului de inventar și materialelor consumabile, precum și înregistrarea necorespunzătoare. Vă rog frumos, mă lăsați, să citesc, da? Vă citesc tot cu introducere. Da, citesc cu păsărit, da? Ce am? Domnule, le-am prezentat. Noi avem obligația în Consiliul Local. Și s-au spus, domnul Dumnezeu. Domnul președinte. Mai așteptat până la care să lăsăm. Nu lăsăm, dar am citit. Domnul președinte. Vă rog frumos, da, continuați cu... Păi, spuneți dumneavoastră așa, pe și noi de cum sunt în întrebări realitatea și exactitatea valorii postului bilanțier, active curente, dar și veridicitatea operațiunii de inventariere anuală a patrimoniului, având drept efect denaturarea postului bilanțier cu suma de 350.787 de lei. Prin înregistrarea unor bunuri a căror valoare individuală este mare de 2.500 lei, în categoria obiectelor de inventar, a fost denaturat postul bilanțier cu valoarea de 25.810 lei. Deși contractul de finanțare cu AFIR-ul încheiat cu agenția de plăți a investițiilor rurale pentru implementarea proiectului modernizare drumului de interes local a fost finalizat și încheiat în cursul anului 2022, la rândul 25 din situații financiare, UAT Cașin a raportat creanțe din fonduri nereambursabile în suma de 987.900 de lei.
Entitatea nu a înregistrat în evidența contabilă bunurile primite ca creditul gratuit în baza contractului cu Vodafone, încheiat la data de 16.09.2020, între OAT Cash și Vodafone România, ISA, prin neregistrarea celor 10 laptopuri și 187 de tablete. Activele reflectate în situații financiare a entității au fost subevaluate cu suma de 177.406 lei. Creanțele curente au fost subevaluate cu suma de 5.500 lei prin neregistrarea și nerecuperarea creanțelor reprezentând cheltuielile de judecată câștigate în cazul dosarelor litigioase. 2. Denaturarea apusului bilanțier datorii curente prin nerespectarea principiului prudenței, conform căruia, în cursul exercițiului financiar curent, se evidențiază datoriile previzibile, potențiale, apărute chiar după ieșirea de resurse, va fi efectuată într-o perioadă următoare. Astfel, în tocmirea unor situații financiare, care se reflectă o imagine fidelă a datoriilor ulterioare, era necesar ca OAT Cash să constituie și să înregistreze provizioane pentru riscuri și cheltuieli în cuantum de 492.417 lei, reprezentând contravalorii plății efectuate data de 3.03.2023, către Tricianu și asociații Bacău. Din analiza litigiului înregistrate, auditorul a constatat că pe lotul instanță de judecată sunt în curs de soluționare și alte dosare în care sunt solicitate despăgubiți unități administrative teritoriale. Exemplu, dosar 5121/270/2021, în care o teacă așa are cartea de pădăt și a cărui obiect este îmbogățire fără justificare. Deci mai este un proces în care domnul Ariel Bac înțeleg că mai greu bani la cumă. De, mișto, da, scuze de scris. Paragraf pentru evidențierea unui aspect. Nu a fost identificat un aspect descris în situații financiare care, potrivit raționamentului echipei de audit, să fie fundamental și să necesite o evidențiere distinctă necesară pentru înțelegerea de către utilizator a situațiilor financiare. Punctul E. Aspecte cheie ale auditului. Aspectele cheie ale auditului reprezintă acele aspecte care, conform raționamentului nostru, profesional, nu au avut cea mai mare importanță în auditarea situației financiare. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditării situației financiare, în ansamblu și al formulării opiniei de audit, iar Curtea de Conturi nu oferă opinie separată cu privire la acest aspect. Aspectul cheie al auditului. Risc specific care s-a materializat în efectuarea de plăți nelegale. Plata unor penalități în cadrul dosarului editoare silită 16 și 79, la titlul 203.009, executarea silită a creanțelor bugetare în anul 2022, OAT Cash a efectuat plăți în sumă de 1.048.846 de lei, adică aproximativ peste 10 miliarde de lei vechi, având în vedere vechimea litigiilor pentru care editarea efectua plățile în cuantum de 1.048.846 de lei, precum și faptul că cadrul dosar de executare silită numărul 16/2016 și 17 OAT Cash a mai efectuat plăți în cuantum de 1.289.966 de lei în perioada 2006-2019. Am considerat că există riscul ca valoarea achitată în anul 2020 să nu fie stabilită conform previzorilor legale. Abordarea auditului în cazul chestiunii cheie de audit. Procedurile... Stați așa, să vă rog. Cât a spus, ce sumă a spus? Eu o văd aici 111.000 de lei. Unde e pescul? Unde? Unde e pescul? La ce pagină? La ce pagină? La pagina 3. Are, mă, ce iubiți că ar fi bine. Procedurile noastre știu să citesc, în comparație cu alte. Procedurile noastre de testare a realității valorilor creanțelor executate au inclus următoarele. Analiza titlurilor executorii și asumațiilor de penalte emise în cadrul dosarului de executare 16 și 79. Cuantificarea penaltăților totale achitate în cadrul dosarului de executare 16 și 79. Stabilirea penaltăților datorate de OTE Cashin în cadrul dosarului de executare numărul 16 și 79 prin utilizarea metodei de compensare stabilită de executorul judecător când încheierea emisă în data de 22.12.2016 și confirmată de instanța de judecată în dosarul numărul 1024/270/2019. Ceea ce vă spuneam eu, în toate niște din Sri Lanka. Domnul consilier, a sărit pe pagina... Ce a sărit domnul? Domnul Bărătaș, și citești? Pagina 3. Citești domnul Codic. Efectuarea de plăți suplimentare în cazul dosarului de executare. Ați citit? Acum. Dar am ajuns aici. Păi nu am ajuns aici. Eu trebuie să citesc, tu să înțeleagă oamenii. Confirmat din stată judecată în dosarul 1024, în care vă spuneam eu, că nu mai sunt dat plăți. Că plăți le-a fost achitat. Dar ia citiți acum. Ia, continuați. Da, continuu, dacă lăsați în pace, domnul președinte. Vă frumos, da, dacă... Da, da, mai spuneți iar. Dar trebuie să citim la am răbdare. Eu am răbdare. Efortul auditorului s-a concentrat pe cuantificarea plăților suplimentare
La suplimentare care sunt efectuate în cadrul dosarului de executare sită 16 și 79. 1. Efectuarea de plăți suplimentare în cadrul dosarului de executare sită numărul 16 pe 2016 al lui SCPG Chiticianu și Asociații, ca urmare a neinspectării modului de stingere a datorului stabilit prin cheia executului de cotureț din data din 12-12-2006. Când v-am spus că debitul principal a fost achitat atunci. Dar acum aceasta e acolo. Da, dar continuă și o să fie tunia zi. În cazul... În cadrul dosarului de executare numărul 16 pe 2016, în perioada 2016-2023, UATK și-a achitat în total suma de 2.254.689 de lei, în care suma de 2.246.790 de lei a fost transferată de executorul judecătoresc în contul creditoare, diferența reprezentând cheltuieli de executare silite reținute de executor. Din valoarea totală a plăților efectuate, suma de 56.111 lei reprezintă obligația de plată stabilită cu sentința civilă numărul 668 din 2015, modificată prin decizia Curții de Apel numărul 4 din 4-1-2016, prin care obligă OTK și la plata sumei de 56.000 cu titlul de debit principal și penalități de 1% aferente debitului principal pentru fiecare zi de întârziere până la data efectivă calculului penalităților fiind efectuat de la data de 14-6-2012. Iar diferența în sumă de 2.198.577 lei reprezintă plăți efectuate cu titlul de penalități și cheltuieli de executare. Plățile în sumă de 2.254.689 de lei au fost efectuate după cum urmează. Suma de 825.396 lei a fost achitată în perioada decembrie 2016 mai 2019, suma de 936.876 a fost achitată în perioada martie-iulie 2022 și suma de 492.417 a fost achitată în luna martie 2023. În perioada iunie 2019-februarie 2022, UATK și nu am efectuat plăți către Chiticianu și Asociații, deci în această perioadă acuz penalități ca urmare a neinspectării sentințe numărul 392 emisă pe Tribunalul Bacău în dosarul 924, prin care se acordă reclamantul un termen de grație de o lună și eșalonează la plată suma de 56.000 ca debit principal și a penalităților de 1% întârziere, aplicată la data de 14-6-2012 și a cheltuielilor de judecată și executare până la achitarea debitului principal 828.641 de lei, sumă totală la data de 26.09.2016. În trecerea terminală, cu data de 15.12.2016. Plăți, nu am pic. Atâta vă întreb. Mă scuzați, domnul președinte. Urmează... Cele 10 tranșe, cât de acolo am plătat? Le-ați respectat? Le-ați plătit într-un... Da, domnule, am plătit. Toate, domnule, am plătit. Nu, nu mai știu ceva. Nu, nu mai avea respectat un pic. Într-un an de zile. 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 936.876 și din anul 2023, 492.417 a fost efectuat de OTK și în baza procesului verbal de constatare angajament încheiat la data de 23.03.2022, conform căruia pentru stingerea obligației de plată, reprezentanții unității administrative teritoriale au convenit să plătească suma de 1.240.647 lei. Angajamentul pentru plata sumei de 1.240.647 lei a fost asumat de reprezentanții OTK și după emitere de către Tribunalul Bacău în cadrul dosarului 1918, având ca obiect validare proprie a decizie civile numărul 84, prin care s-a admis cererea de validare a proprii formată de creditoarea secția de bancă respectiv, a fost validată propria înființată prin adresă numărul la data de 27.02.2019 până la concluzia sumei de 936.000. Ulterior, angajamentul de plată a fost aprobat în Consiliul Local, respectiv a fost aprobat în data de 28.03.2020. La emiterea actului de executare 10 Chiticianu nu a respectat ordinea de stingere a datorilor, stabilită însă prin cheia din data de 12-12-2016. Deci nu a respectat. Compensarea cu prioritatea cheltuielilor de executare a debitului și ulterior a penalităților contractuale. Deși încheierea emisă ulterior, respectiv din data de 11-2-2019, când iarnă acelui bani, prin care dispune în detalii erorii materiale compensarea cu prioritatea cheltuielilor de executare a penalităților și ulterior a debitului datorat, a fost contestată de OTK. Iar în dosarul 1024-2019, care l-am deschis eu atunci, înregistrarea judecătoria Unești a fost emisă sentința civilă numărul 1220-2019, rămasă definitivă și revocabilă prin decizia 127-2020, emisă Tribunalul Bacău, prin care s-a dispus anularea, ca nelegarea încheiei de îndreptare a eriorii materiale emisă data de 11-2019 și, în consecință, desfințarea actului de executare emisiei ulterior în baza acestei încheieri. De asemenea, calcularea sumei de 1.240.647 lei
stabilită necesarea prin strângerea obligației de plată, nu a fost respectată ordinea de stingere a datoriilor stabilite inițial de executor și confirmată de instanță judecată în dosarul 1024/270/2019. Utilizând metoda de compensare stabilită de executorul judecătoresc, în încheierea din data de 12/12/2016, respectiv compensarea prioritatea cheltuielilor de executare a debitului și ulterior a penalității, metodă validată de sentința civilă din numărul 1220/16/5/2019, rămasă definitivă și revocabilă prin decizia numărul 127/2020 a Tribunalului Bacău, în dosarul 1024/2019. S-a stabilit ca valoarea totală a penalității datorată către UTK și prin stingerea obligației de plată, stabilit cu decizia numărul 4, este în sumă de 933.000, care deja era citat. În concluzie, având în vedere valoarea încasată de 10 ani în BAC-SRL de 2.246.790 de lei, valoarea obligației de plată stabilită prin decizia numărul 4 a Curții de Apel Bacău, deci 56.000 și valoarea penalității datorate prin aplicarea metodei de compensare stabilită de executor judecătoresc în încheierea din 22.12.2016, 933.118 lei s-a stabilit valoarea plăților efectuate suplimentar în contul executorului judecătoresc. Astfel, UATK a efectuat plăți suplimentare, adică plăți în plus, în sumă de 1.257.560 de lei, din care suma de 765.143 de lei a fost achitată în anul 2022, iar suma de 492.417 lei a fost achitată în anul 2023. 2. Efectuarea de plăți suplimentare în cazul dosarului de executare numărul 79, și mai interesant aici, al CPC Judiciarul și Asociații. În cazul dosarului numărul 3842 din 2014, în care s-a judecat apelul formulat împotriva sentinței numărul 827/2015, Curtea de Apel Bacău a emis decizia civilă numărul 107 din 2017, prin care a obligat UATK și la plata sume de 399.270 de lei către secția de BAC-SRL, actualizată cu indicele de inflație de la data de 1.6.2012. Până la data plății, executarea silită a acestei sume a fost încuvințată de judecătoria Unești prin încheierea numărul 1395 din 2017. În data de 31.05.2017, executorul judecătoresc SC Chiticianu și Asociații a emis către debitor o somație de plată, iar data de 8.12.2017 a emis către terțul propriu trezoreria operativă a municipiului Unești adresa de înființare a propririi prin cererea de chemare în judecată înregistrată la judecătoria Unești sub numărul 7921/2017. Teritoria speciale în BAC-SRD a solicitat validarea propririi și obligarea terțului propriu la plata sumei de bani. Din analiza sentinței cu numărul 1206 din 16.05.2019, emisă de judecătoria Onești, în dosarul numărul 7921, prin care a fost respinsă ca nefondată cererea de validare a propririi, rezultă până la data de 18.04.2019, inclusiv debitoarea a achitat suma de 445.180 de lei, rămânând un debit în sumă de 38.262 de lei, potrivit adresei emise chiar de către creditoare. Împotriva acestei sentințe, secția de bancă a format apel, iar data 29.03, la o zi după ce s-a plăcut plata, Tribunalul Bacău a emis hotărârea numărul 228/2020, prin care apelul a fost respins ca nefondat. Deși în dosarul 7921, din data 29.03.2020, Tribunalul Bacău a emis hotărârea 228 și a respins apelul formulat de creditoare, în data de 22.03.2022, Moatiei Cașin a încheiat proces verbal, constatarea de asemenea, conform căruia în cazul dosarului execuțional numărul 79, reprezentanții unității administrative teritoriale au convenit să plătească un debit în cuantum de 118.969 de lei, astfel în data de 28.03.2022, data aprobării plății prin hotărârea de Consiliul Local, suma de 111.969 de lei a fost virată în contul executorului judecătoresc. Reprezentanții UATK și nu au aprobat angajamentul de plată și au efectuat plata în sumă de 111.969 de lei, aproape 12 miliarde, fără a analiza sentințele, deciziile, instanțele de judecată, respectiv sentința civilă din dosarul 1206 emisă de judecătoria Unești. 111.969 de lei. 1.110 milioane. Da. Aproape 12 miliarde, da. Nu 12, 1 miliarde, 1.110 milioane. Bun. Și nu-i 12 milioane, 1.102. Bun. Lăsați să vorbesc. Lăsați să vorbesc. Deci, instanța judecată, respectiv sentința civilă numărul 1216/16/2019, emisă de judecătoria Unești în dosarul numărul 79/21/2017, în care se menționează
Până la data de 18.04.2019, inclusiv debitoarea a achitat suma de 441.180 de lei, rămânând un debit cu sumă de 38.262 de lei, potrivit adresei emise chiar de creditoare. Astfel, prin aplicarea variației IPC raportată la INS, pentru perioada aprilie 2019 martie 2022, respectiv 116.70% asupra instanței considerate, în sentința instanței judecată, 38.262 de lei. Reprezentanții OTC Cașin aveau temei de gard pentru încheierea unui angajament de plată sumă de 44.650 de lei. Nu pentru 111.969 de lei. Prin urmare, suma de 67.317 lei, adică 670 milioane, dacă vi se pare puțin de mici, jos până la ea, reprezintă plată nelegală. F. Aspecte, alte aspecte. Ca urmare a auditului efectuat, asupra situației financiare raportate de către Comuna Cașin, pentru anul 2022 a fost constatat în cadrul situațiilor financiare și alte erori, ale căror valori individuale sunt scoate sub nivelul pragului de semnificație, după cum urmează. Supraevaluarea capitalului proprii, prin menținerea în evidența contabilă de către ordonator de ținere de credite, a rezervelor de reevaluare a mijloacelor fixe sumă de 125.837 lei, rezerve care nu se mai îndeplinesc condiții de recunoaștere, întrucât bunurile aferente nu mai sunt evidențiate în gestiunea entității. Supraevaluarea cheltuielor curente în sumă de 1.500 lei, prin nerespectarea principiului de angajamente, conform căruia înregistrarea operațiunilor se efectuează la data constituirii obligației de plată și nu la data plății, respectiv obligații de plată a fost înregistrate în perioada fiscală, nu la plății și nu la data angajamentului legal, fiind identificate situații în care cuantumul înregistrat al obligației de plată este diferit de valoarea facturii fiscale. Fiind înregistrată numai contravaloarea plății efectuate. Denaturarea bunurilor de natură la domeniul public și la domeniul privat al unității administrative teritoriale, în suma de 128.000, prin nerespectarea principiilor contabile, respectiv principiul permanenței metodelor și principiul proprietății publice. Subevaluarea activelor fixe necorporale, în sumă de 5.474 de lei, prin înregistrarea unor licențe adiționate în categoria cheltuielile curente ale exercițiului. Majorarea cheltuielilor salariale cu suma de 8.986 de lei, prin stabilirea acestora, fără respectarea limitării impuse de prevederile articolului 11, alineatul 4, prin legea cadru numărul 153/2007. Întrucât drepturile stabilită, fără respectarea limitărilor care a fost identificate în perioada ianuarie-octombrie 2022, facem precizarea că acestea sunt exonerate de la plată, întrucât intră sub incidența legii numărul 78/2008 și privind exonerarea personală prin fonduri publice de la plata unor sume prezentând venitul de natură salarială, astfel că aceasta a fost modificată pe cadrul cu legea numărul 300. Neidentificarea și necorectarea de concordanțelor există de la data 31.12.2022 între creanțe din impozite și taxe înregistrate în evidența fiscală și creanțele evidențiate în evidența financiară contabilă. Punctul G. Buna guvernanță. A fost identificate unele deficiențe în proiectarea și funcționarea sistemului de control intern managerial, după cum urmează. La nivelul OTC Cașin nu sunt dovedite și aplicate proceduri privind recrutarea și promovarea angajaților, aceste operațiuni fiind efectuate conform prevederilor OUG 57/2019, AG 611 din 2008 și AG 286 din 2011, iar în anul 2022 nu a fost promit planul anual de pregătire profesională și implicit nici nu a fost asigurate resurse financiare pentru pregătirea profesională, situația fiind identică atât la nivelul ordonanțului de credit. În vederea încetării de către drept a raportului de serviciu, conform prevederilor articolului 517 din OUG 57/2019, la nivelul OTC nu este elaborată și implementată o procedură operațională privind monitorizarea personalului în vederea identificării salariaților care îndeplinesc condițiile cumulative pentru pensionare, respectiv condiția de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare. Astfel a fost identificați doi funcționari publici care au acumulat drepturi salariale din funcția de bază cu venitul din pensie. Ceea ce v-am zis în licență conținutul. Deși la acceptarea raportului de muncă, în anul 2023, au fost identificați funcționari publici care nu au completat și nu au depus declarații de avere, contrar prevederilor articolului 6 alineatul 2 din legea 176/2010, OATK și nu a transmis Agenției Naționale de Integritate lista acestor persoane. La ordonatorul principal de credite nu a fost constituit o comisie de disciplină cu competențe de analiză a faptelor sezizate, drept abatere disciplinare aplicabile funcționarilor publici, iar entitatea nu reține dovada semnături pentru luarea cunoștinței.
comunicării către salariația prevederilor regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate aprobat prin ASCL numărul 7 din 28.1.2021. De asemenea, nu a fost elaborată și implementate proceduri, documente privitoare la realizarea gestionării adecvate a documentului cetății, fiind identificate documente depuse la registratura cetății care nu au fost repartizate către persoanele responsabile. Compartimentul juridic din cadrul coordonatorului principal de cheie nu a comis un registru al litigilor, nu a organizat evidența dosarelor litigioase în care a fost implicat cu acești drept pentru care nu a fost monitorizate sentințele, deciziile emise în cadrul acestor dosare, iar entitatea nu a efectuat în toate cazurile demersul de recuperare a cheltuielilor de judecată câștigată. Deși nu sunt însoțite de rapoarte de activitate, facturile fiscale emise de aparatură legal pentru serviciul de reprezentare în instanță de judecată poartă viza controlul financiar preventiv și a fost achitat. La nivelul ordonatorului terțiar de credit, școala gimnazială Nicolae Păslaru, ca și nu există asigurată separarea atribuțiilor persoanelor implicate în angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, potrivit prevederilor standardul 2, atribuții, funcții și tarci. Responsabilitatea de curs de conturi și ale conducerii audiat. Responsabilitatea curții de conturi este de a efectua auditul financiar în conformitate cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit. Aceste standarde impun respectarea de către auditorii publici externi a cerințelor de natură etică și profesională. Ca parte a unui audit care se bazează pe ISAI, ne exercităm raționamentul profesional și ne menținem scepticismul profesional pe tot parcursul auditului. Responsabilitatea de conducere a entității audiate sunt de întocmire și prezentarea situației financiare conformitate cu cazul de raportare financiară aplicabil și de asigurare că operațiunea entității se desfășoară în conformitate cu prevederile legilor și reglementărilor, inclusiv acele reglementări care determină valorile și reprezentările din situații financiare. Prezentul raport a fost domnit și în două exemplare. Și la scrisoarea către domnul primar. Domnul primar n-a citit nimic în scrisoare. Nu țin minte dacă a citit ceva. Și să citim la punctul care care este mese bine. Stați puțin că nu s-a terminat. Să citiți scrisoarea cum este în adresă. Așa o spune. Pentru că la sfârșit trebuie să luați o hotărâre. Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Dreptul Bacău, a desfășurat misiunea de audit financiar asupra situațiilor financiare centralizate ale comunicării și întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022. În cadrul ședinței de deschidere, data de 23.10.2023, au fost discutate aspectele cuprinse în scrisoarea de misiune, scrisoare prin care ne-am asigurat reciproc de înțelegerea responsabilităților noastre și ale dumneavoastră, precum și de înțelegerea termenilor în care se va desfășura misiunea de audit financiar. La finalizarea etapei de planificare, v-am prezentat o scrisoare prin care v-am comunicat riscurile identificate, vulnerabilitățile sistemului de control intern. Nu vă supărați, de nivelul scrisoarea către domnul primar, nu către consiliul local. Deci, în adresa de înaintare, se spune. Este înaintă, dar către consiliul, se s-au primit două. Doamna juristă. Ne dați voi să vă explic. S-au primit două. Cea către consiliul local. Este a consiliului local. Iar cerul de la... Dar e aceeași și scrisoarea și pe acolo în curții de tot. Dar l-am opris în... Vreau să zic că... Da, dar nu am picat de voi. Ce spune curtea de tot? Deci având în vedere că este adresa adresată mie către Consiliul Local, raportul și scrisoarea va fi citit până la capăt. Dar e același lucru de măsă de dar nu contează. Este scrisoarea în care sunt stabilite niște măsuri. Niște măsuri. Da, ce doamne secretar. Dar nu o citesc eu, că n-am sub. În urma efectuării auditului financiar pe baza probelor de audit obținute, informăm punctual pentru fiecare observație de audit identificată următoarele recomandări. Trebuie să fim recomandări cu curtul conturi. Noi luăm hotărârea, nu? Suntem de acord cu el, nu suntem de acord. Mai venim cu propuneri în plus. Observațiile de audit care au influențat situațiile financiare și au stat la baza opiniei auditului nostru. Citesc observații de audit. S-au reținut ca abateri financiare contabile cu influențe asupra costului financiare active curente. Existența neconcordanțelor între evidențele analitice și evidențele sintetice prin bunurile de natură a obiectelor de inventar și a materialelor consumabile, precum și înregistrarea necorespunzătoare a bunurilor. Au fost înregistrate bunuri sub denumirea generică de obiecte de inventar sau nu au fost înregistrată cantitatea totală a bunurilor de aceeași fel achiziționate fiind înregistrată o singură poziție cu valoarea totală a acestora. Impact. Neînregistrarea corespunzătoare în evidența contabilă și evidența tehnico-operativă a activelor curente pus sub semnul întrebării realitatea și exactitatea valorii postului bilanțier active curente, denaturarea fiind în sumă de 356.787 lei.
Înregistrarea, cum a trecut chiar, observație de audit. Înregistrarea unor bunuri, a căror valoare individuală este mai mare de 2500 de lei, în categoria obiectelor de inventar. Înregistrarea unor creanțe din fondul nereamostabile, fără îndeplinirea condițiilor de recunoaștere, respectiv recunoașterea accesorilor, deși contractul de finanțare cu AFIRU, Comisia pentru finanțarea investițiilor rurale pentru implementarea proiectului modernizare a drumului de interes local a fost finalizată și încheiat în cursul anului 2022. S-a reținut ca bază de financiar contabilă cu influența asupra postului bilanțier, datorii curente, nerespectarea principiului prudenței prin nerespectarea unor provizioane pentru riscuri și cheltuieli pentru asigurarea riscului rezultat din dotare religioasă. Dacă vreți să le citiți, Să mă ajută, domnul. Așa e chinul meu. Bun, termenul de colectare a acestor deficiențe este 1.6.2024. Cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor s-au reținut plăți nelegale. Efectuarea de plăți suplimentare în cadrul dosarului de executare silită, numărul 16 din 2016, către echiliciarul și asociații, ca urmare a nerespectării modului de stingere a datoriei stabilită prin încheierea executorului judecătoresc din data de 12.12.2016. Efectuarea de plăți suplimentare în cadrul dosarului de executare silită, numărul 79/2012, ale SCP Chiriceanu și Asociații. Neregistrarea și nerecuperarea creanțului reprezintând cheltuieli judecată câștigată în cadrul dosarului Chiricioasă. Poate că aș n-a efectuat plăți suplimentare în sumă de 1.257.560 de lei, din care suma de 765.143 de lei a fost achitată în anul 2022, iar suma de 492.417 lei a fost achitată în anul 2023. Poate că așa a efectuat plăți suplimentare în sumă de 67.373 lei. Deci plăți suplimentare înseamnă plăți făcute în plus, care nu trebuiau făcute. Și m-am dus la cunoștință, a dat la respectiv. Suplimentar la ce ați plătit dumneavoastră? În primul moment, dacă nu citiți. Da, domnul, citiți, lăsați, deci nu știu că dacă aș fi plătit la timp, nu mai aveam suplimentar. Domnul, primar, sunteți agitat. Și eu puteți să ne ocupați. Dar eu nu știu niciodată. Primarul ATE Comuna Cașin, în calitate de ordonator principal de credite, va dispune măsuri concrete prin compartiment de specialitate care să asigure stabilirea plăților nelegale efectuate de entitate, inclusiv a dobândilor și penalităților aferente, stabilirea persoanelor spunătoare și a măsurilor apte care să conducă la recuperarea acestuia, precum și urmărirea ducerea măsurilor la îndeplinire conform prevederilor legale. Întocmirea unui registru al litigiului care să conține dosarele acțiunilor în care este implicată OTECA și monitorizarea sentințelor, deciziilor emise în cadrul acestora și utilizarea tuturor căilor de atac în gestionarea litigiului. Efectuarea de mesuri necesare și întregirea creditului bugetare prin recuperarea cheltuielilor de judecat. Punctul C. Termen 1.6.2024. Observațiile de audit care nu au influențat opinia de audit. Menținerea în evidența contabilă de către ordonatorul terțiar de credite a rezervelor prin reevaluarea mijloacelor fixe rezerve care nu mai îndeplinesc condițiile de recunoaștere, întrucât bunurile aferente nu mai sunt evidențiate prin gestiunea entității. Supraevaluarea capitalului propriu cu suma de 125.837 de lei. Nu se formulează recomandări, întrucât în timpul misiunii de audit, ordonatorul terțiar de credite a colectat înregistrarea eronată. Nerespectarea principiului de angajamente conform căruia înregistrarea operațiunilor se efectuează în data constituirii obligației de plată și nu la data plății, respectiv obligația de plată a fost înregistrată în perioada fiscală a lunii plății și nu la data angajamentului legal, fiind identificate situații în care cuantumul înregistrat al obligației de plată este diferit de valoarea facturii fiscale, fiind înregistrată numai contravaloarea plății efectuate, sub evaluarea cheltuielilor curente cu suma de 1.500 lei. Termen de revedere 1.6.2024. Respectarea principiilor contabile, respectiv principiul permanenței metodului și principiul proprietății publice. Denaturarea bunurilor de natură domeniului public și domeniul privat al unității administrativ-teritoriale cu suma de 128.000 de lei. Primarul ATE Comunica și în calitate de ordonator principal de credite va dispune măsuri care să asigură punerea în aplicare a prevederilor legale privind înregistrarea în contabilitate a activelor fixe, astfel încât situația ca aceea să reflecte realitatea. Termen 1.6.2024. Majorarea cheltuielilor salariale prin stabilirea acestor fără respectarea limitării impuse de prevederile articolului 11 alineatul 4 legea 4.153, sub evaluarea activelor fixe de recuperare cu suma de 5.474 de lei, majorarea cheltuielilor salariale cu suma de 1.986 de lei. Nu se formulează recomandări, mai înaintea citită, acele sume s-au stins prin altă lege.
Cu privire la inventarierea patrimoniului cu ocazia inventarierii elementelor patrimoniale, reprezentanții entității nu au identificat și nu au colectat diferențele în suma de 12.106 lei existente la 31.12.2022 între creanțele bugetare reprezentând impozite și taxe locale înregistrate în evidența fiscală și cele din evidența financiară contabilă. De naturarea situației financiare, suma de valoare de 12.000 de lei, semn de revedere termină 1.6.2024. Cu privire la sistemul de control medie real, unității... Cu privire la sistemul de control intern managerial al unității administrative teritoriale și al instituțiilor aflate sub ordine, la nivelul ATK și nu sunt întocmite și aplicate proceduri privind recrutarea și promovarea angajaților. Aceste operațiuni fiind efectuate conform prevederilor OUG 57 pe 2019, autorii de guvern numărul 611 din 2008 și autorii de guvern numărul 286 din 2011, iar în anul 2022, nu a fost întocmit planul anual de pregătire profesională și implicit nici nu au fost asigurate resurse financiare pentru aceste cursuri care trebuie să le facă salariații ca să devină mai competente. În vederea acceptării de drept a raportului de serviciu, conform prevederilor articolului 517 din 957, la nivelul ATK și nu este elaborată și implementată o procedură operațională privind monitorizarea personală în vederea identificării salariaților care îndeplinesc condițiile cumulative pentru pensionari, respectiv condiția de vârstă standard și cea a stagiului minim de cotizare, astfel au fost identificați doi funcționari publici care au acumulat drepturile salariale din funcția de bază cu venitul din pensie. Deci, la acceptarea raportului de muncă, în anul 2023 au fost identificați funcționari publici care nu au completat și nici nu au depus declarații de avere, contrar prevederilor articolului 6 din aliatul 2 din legea 176. Nu a transmis OATK și nu a transmis Agenției Naționale de Integritate lista acestor persoane. La ordonator principal de creditări nu a fost constituită o comisie disciplină cu competențe de analiză a faptului sezizat. Asta le-am citit și mai înainte și vreau să vă spun și măsuri de acută de cont. Elaborarea și implementarea unor proceduri operaționale de viitoare la recrutarea și promovarea angajaților, elaborarea de asta ca sarcină, să se elaboreze. Elaborarea și implementarea unor proceduri operaționale de viitoare la acceptarea de drept pe raport de muncă. Dă iar sarcină să elaboreze un astfel de implementare. Elaborarea și implementarea unor proceduri operaționale privitoare, întocmirea și depunerea declarației de avere și a declarației de interese în scopul responsabilizării personale cu privire la respectarea legii 176. Întocmirea și transmiterea către ani a listei de persoane care nu au depus declarații de avere și interese respectiv la citarea raportului de serviciu, precum și în situații în care, dacă cazul este cazul. Elaborarea și implementarea de proceduri, documente privitoare la realizarea gestionării adecvate a documentului invitației. Ordonul principal de credit, cât și la nivelul ordonatorului terțial, credit de școala gimnazială Nicolae Slavu Cașa. Mai după ca sarcină, dezvoltarea unor activități de control al proceselor și activităților, atât la nivelul ordonatorului terțial, de credit de școala Cașa, cât și la ordonatorul principal, în scopul realizării acestora în condițiile de economicitate, eficiență, eficacitate, siguranță și legalitate. Activitățile de supraveghere vor implica revizuri ale activității realizate de salariați, testări, prin sondaje sau orice alte modalități care confirmă respectarea procedurilor. Proiectarea unor controle cheie în etapa întocmirii situației financiare, la nivelul ordonatorului principal de credit UAT Comuna Cașin, care să preîntâmpine apariția propagarea unor erori în situații financiare ale entității. Întocmirea unui registru al litigiilor care să conțină toate dosarele acțiunilor în care este implicată UAT Cașin, monitorizarea sentințelor, deciziile emise în cadrul acestuia, efectuarea demersului de recuperare a cheltuielilor de judecată în cazul în care instanța a depus altfel. Termina 1.6.2024. Doamna ministru, ați fost și în mandatul domnului și în mandatul meu. Câteva cuvinte despre acest proces. Domnul președinte, și domnul președinte, aș vrea să mă retrag, trebuie să ajung la servici. Sunt de acord, să te vrea mă, dar hotărârea mea este a colegiului. Ce hotărâre am, vă mulțumesc. Deci, cred că e cazul să aducem puțin o lume în chestia asta cu Anel Bacu și cu Iisăritorul. În 2012 se începe construirea camerului cultural. Societatea care a început acea construcție a dat faliment.
au loc licitații și Anel Bacu câștigă licitația, da? Din cauza că trecuse o leacă de timp, vreo 2 ani de zile, existau și lucrări care nu erau cuprinse în contract, lucrări de remediere, ceea ce a necesitat un al doilea contract. Deci cu Anel Bacu au fost 2 contracte, da? Anel Bacu emite facturi pentru lucrările efectuate. Se schimbă primarul, ajunge domnul Soroiu primar. Domnul Soroiu, în calitate de ordonator de credite, n-a vrut să plătească facturile. Atenție, aici aveam un contract cu 1% pe zi întârziere de la emiterea facturilor. Deci, neplătind acele facturi, curgeau aceste penalități de 1% pe zi întârziere. Anel Bacu ne dă în judecată. Instanța constată faptul că acele lucrări care domnul Soroiu, într-un fel, a avut el o parte dreptate, când erau situațiile de lucrări. Dar instanța constată faptul că acele lucrări erau executate și ne impune să plătim facturile, acolo a fost și o expertiză. Deci noi, în momentul acela, a rămas o hotărâre definitivă și irevocabilă, asupra căreia noi nu mai puteam interveni, cum că noi avem de plătit. Domnul Soroiu, în continuare, nu plătește acele facturi, iar penalitățile curgeau. Anel Bacu ne dă în, face, pentru că tot n-am plătit acele facturi, deschide un două dosare de executare pe fiecare contract. În momentul în care sunt deschise acele dosare, într-adevăr, Chiticianu a emis o încheiere în care, în momentul în care ne-a făcut o plată, a luat din plata făcută de către UAT, s-au plătit cheltuielile cu executarea, da? Și parte din debitul principal, așa cum era legal. Da? Bun, încheierea aceasta executorului intră în circuitul civil și produce efecte. Deci nu a fost atacată. În momentul în care face următoarea încheiere, executorul judecătoresc schimbă o leacă, schimbă destul de mult regulile și încep să plătească din penalități. Ceea ce, într-adevăr, nu era corect. Domnul Soroiu, la un moment dat, pentru că și-a permis să facă executorul chestia asta, deschide un dosar penal. Dosar penal în care dă în judecată penal, în cercetare, mă rog, este emis o ordonanță care spune clar executorul, faptul că el a schimbat regulile de impunere și nu a respectat legea, nu se face vinovat. Pentru că n-a făcut-o cu vinovăție și deci se emite o ordonanță în care executorul nu este tras la răspundere pentru modul în care ne reține nouă banii, da? Problema este altceva. Era domnul Tudose avocat. Acea ordonanță nu a fost atacată mai departe așa cum era firesc, ca să putem prinde executorii. Ca să îi obligăm pe executori ca să facă exact conform legii să ne țină în roba. E, neatacând, acest lucru are impact inclusiv acum. Noi am deschis acum un dosar penal tot către executori. S-ar putea ca faptul că noi nu am atacat atunci acea ordonanță să rămână cu... O să fie ceva de genul autoritate de lucru judecat și că noi nu o să mai putem... Noi nu o să mai putem să tragem la răspundere pe executori. Ideea este următoarea. Într-adevăr, într-o contestație la executare s-a constatat, s-au anulat o încheiere, spunându-se că nu a făcut executorul bine calculele, da? Dar problema este asta. Acea hotărâre rămasă definitivă nu ne privea pe noi, practic. Îi privea pe executor pentru că ei nu au respectat legea. Eu nu pot să-i fac absolut nimic pe executorul în calitate de executat. Și mai altceva, în procesele pe care noi le-am avut acolo,
executorul, deși era chemat în instanță, nu avea calitate procesuală. Instanța spunea că executorul și atunci nu are calitate procesuală. Deci hotărârea aceea, practic, nu este opozabilă executorului. Deci este o foarte mare problemă aici. Într-adevăr, a venit Curtea de Conturi. Faptul că... Și a venit la sesizare, asta clar să fie, orice s-ar spune, așa, dar nu contează asta, că eu chiar... S-a cunoscut doamna juristă. Așa, nu e nicio problemă, chiar vreau să facă liniște, ca să dăm cominul ăla, să facem o dată, că asta este interesul la toți. Așa, ideea este următoarea, în momentul în care noi am avut hotărârea aceea, în care am plătit sumele acelea, le-am plătit pe baza unui hotărâri judecătorești, în care exista poprire. Deci, oricum, pe noi ne popreau și ne încetam activitatea. Noi nu am făcut oricum acea plată. Deci, noi am avut... Lucrul ăsta e constatat și de Curtea de Conturi. Atenție! Da? Ideea este următoarea. În momentul actual, într-adevăr, sunt plăți făcute în plus. Atenție! Nu este prejudiciu. Și nu este nici vina noastră. Pentru că n-am respectat hotărârea. Sunt plăți făcute în plus, dar aceste plăți sunt datorate modului în care executorul a făcut modul în care a scris datoriile. Da? Ei, problema este altceva, domnilor. Dosarul de executare este una. Că ne execută, că n-am plătit. Dar vă rog frumos să vă gândiți la o chestie. Penalitățile au curs din 2014 cu 1% pe zi întârziere. Clar. Deci nu contează. Noi, prin dosarele de executare, nu făceam decât să nu fim executați. Dar nu semna că penalitățile acelea nu curgeau din 2014, pentru că noi nu plătesem facturile alea. Factură care era de câțiva bănuți. Dar în 2014. O întrebare. Al doilea contract are aprobarea Consiliului Local? Are sau nu are? Eu vă întreb, da sau nu? Nu, într-adevăr, n-a fost cu aprobare. Dar stai liniștită pentru că au fost... Nu! Pentru că chestia asta s-a discutat în instanță, doamnă, dumneavoastră, eu știți. Eu tot am întrebat ceva. Dar nu-i vorba de asta. Domnul Soroiu, în momentul în care a fost primar, eu am fost la procese, s-a dat în penal, domnul Cosmin nici nu știe câte penale are. Exact chestia asta. Contractul 2 a fost anulat instanță, doamnă. Păi a fost anulat, stați ușor. A fost anulat. Dar ideea este următoarea, că au fost penale pe chestia asta când a fost... Și a fost anulat de cine? De domnul Lung. Iar al doilea contract... Și pentru contractul ăla s-a lăsat vendul la Reema? Da, și să nu mai spunem mai departe că cineva îmi spune că nu s-au pus toate plătirile la dosarul ăla să se iasă. Vă rog, lăsați-mă să vorbesc. Al doilea primul contract încheiat a fost tot așa atacat de către avocații domnului Soroiu și nu s-a reușit. Ei, acum, ultima hotărâre în care eu am rugat să avem avocați, este, și ce am încercat să vă explic, este că la Căminul Cultural, acum, se află așa, lucrări care sunt din contractul anulat, lucrări care sunt din contractul care este încă în vigoare și lucrări datorate trecerii timpului. Noi nu mai putem intra în Căminul Cultural ușor. Ideea este următoarea, dumneavoastră ați respins cu foarte mare ușurință acel proiect de hotărâre pe ideea că, vezi, dragi doamne, n-am scris acolo bine. Atenție! În momentul în care noi vrem să angajăm avocat, eu n-am număr la dosar. Eu chem avocatul, pe baza hotărârii dumneavoastră, eu chem avocatul, iar în momentul în care avocatul vine stabilim strategia. După ce depune cererea judecată, eu atunci am numele la dosare. Nu le-am înainte, să fie clar. Dar nu contează, pentru că am mers pe hotărârea domnului Soroiu, care nu spunea absolut nimic, nici de executare, nici de alertat, nici de chitician. Deci, atenție, eu nu zic că nu aveți calitatea de a respinge anumite proiecte, dar haideți să fim constructivi, pentru că minul ăla rămâne așa. Pentru că nimeni nu va semna, nimeni nu va semna. Nu am de ce râde.
Nimeni nu va semna acolo în condițiile pe care le vrea Nerbacu, sub nicio formă. În ceea ce privește diferența între prejudiciu și sume plătite în plus, există o mare diferență, chiar dacă cineva nu dispune că am înlocuit cuvintele. Prejudiciu înseamnă că eu, conștient, am făcut... vreau să explic, pentru că cineva se pare că nu cunoaște. Am făcut un abuz. Ori, faptul că sunt plătite în plus, am avut în spate niște chestii legale. Nu este așa. Deci, atenție! Noi avem un moment actual. Deschis dosar penal pentru Chitician. Dar cred că ne va împiedica faptul că domnul Sorun a continuat ordonanța aceea să o atace. Am dosar contestație la executare, încercând să mă rog de judecător ca să lase Anel Bacu să facă parte din proces, să fie calitate procesuală, ca eu să pot să-l atac, că nu respectă hotărârea în care el nu a respectat legea. Pentru că ăsta, Chiticeanu și asociații nu a respectat, nu e nicio problemă, nu am nicio hotărâre care să-i fie opozată. Despre asta vorbim. Deci, fiți o leacă mai constructiv. Încercăm. Să știți, controlul de la Curtea de Conturi nu ne-a făcut rău. Sub nicio formă. L-a pus clar în ordine anumite chestii și deși la început trebuie să recunosc că persoana care a venit era vai de mine ce a făcut, până la urmă s-au lucrurit că noi aveam dreptate prin ceea ce am făcut. Și să nu credeți că eu stau acum liniștit așa, doar degeaba. Nu. Și-au dat seama că ceea ce am făcut a fost corect, a fost legal, au înțeles care este chestia. Și vă rog frumos, știu că nu sunt persoane care nu au calitatea asta, mă rog, dar în momentul în care ai o hotărâre definitivă și irevocabilă, în care spune să dați 5 lei, să zic așa, în familie de dumneavoastră, v-ați permite să nu plătiți aia 5 lei cu riscul de a avea 1% pe zi întârziere? Eu nu cred. Prima dată plătiți factura și după aceea încercați să recuperați bani. Așa era firesc. Deci, una este dosarul de executare, clar să fie. Prin dosarul de executare noi nu câștigam nimic decât să nu fim executați. Dar hotărârea prima își făcea efecte. Avea 1% pe zi întârziere. Despre asta este vorba de la emiterea facturilor. Ideea de a, când vezi, dragi doamne, vai ce ați făcut, nu am făcut absolut nimic. Am încercat să rezolvăm întregurile. Trebuie să înțelegeți chestia asta. Mulțumesc, doamne. Da, de specialitate să nu acuzați nici opoziția, nici un partid, nici altul. Uitați, doamne, de specialitate a făcut o prezentare clară, pentru cât a fost pe ambele mandate și intenția mea este să nu mai deschidem acest subiect. Gata. Terminăm. Cetățenii satului Curița au nevoie de cămin cultural. Am plătit executările, nu mai acuz pe nimeni, încheie acest subiect, următorul mandat, prindem bani pentru continuarea lucrurilor și repararea a ceea ce s-a stricat la căminul cultural. Vă rog, numai că s-au săturat cetățenii satului Curița. Acum avem atâtea lucrări frumoase, biserică, cămini culturale, drumuri, vom avea și căminul cultural în mandatul ăsta sau în executările. Închei subiectul pe acest temă, avem și Curtea de Conturi, am respectat indicațiile Curții de Conturi, am contestat și în vechiul mandat și acum contestăm executările, nimănui nu-i convine să plătească asemenea sume, dar de unde a generat aceste sume, aceste plăți, doamna jurist a spus exact mandatul trecut. Mulțumesc, doamna jurist, pentru respectivitate. Celelalte puncte din raportul Curții de Conturi le-am rezolvat sau avem zile de rezolvare, nu sunt acum de nerezolvat. Când vine Curtea de Conturi, trebuie să pesească ceva și aspecte în comune și aspecte și diferite, dar nu vreau să mai acuz pe nimeni și cu doamnele care au lucrat în primărie, sperăm să se rezolve bine pentru toată lumea. Dorește cineva să ia cuvântul înainte? Da, mulțumesc. Dacă nu termin de domnul președinte, să mai aduc niște clarificări și după aceea domnul cuvântul fiecare. Că am văzut în spațiu public, cum se spune acum, o postare a unui cetățean din comuna Cașina, a adus niște acuze destul de grave, dar nu știu câți cred. Este vorba de rețeaua de gaze de la Curița, cu dirigintele de șantier, că soția dânsului ar fi angajată în primărie. Nici vorbă de așa ceva. Nu e, face o confuzie.
gradul și probabil va răspunde. Creditul la cec pentru ocazii nu este de 1.300.000, este de 900.000 de lei și noi vrem să-l plătim în anul acesta, dar o parte din cei 900.000 de lei îi recuperăm prin cu 560.000 din cofinanțarea de la Del Gas Grid. Deci vreo 300 ceva de mii de lei avem de dat înapoi credit. Important că s-a rezolvat această conductă de gaz și tot în această iarnă se vor putea face branșamente, așteptăm de la o zi la alta ca să dea accept la branșamente în satul Iuța, o mare realizare pentru curiței. Terenul din curtea școlii, am aici documentele, dacă vreți să vă uitați, nu a costat 5-7 miliarde 500, cât a spus dânsul acolo, ci a costat 460.000 fără TVA, cu tot cu TVA 500 și ceva de mii. Proiectul a fost votat de toți consilierii. Asta e execuția, a fost cum? Proiectarea a costat 335.000 de lei. Proiectarea a costat 35.000, dânsul v-a spus acolo, sunt două ori mai mare. Eu mi-a ajuns acea postare, tot ce a postat eronat. Și a pomenit niște lume acolo, niște băieți din Bulța, care i-a acuzat, i-a luat în râs, i-a făcut ingineri și acele persoane, am înțeles că vor da în judecată, că nu au avut treabă cu proiectele comune. Vă rog frumos și facem. Nu-i vor de întâlnire și ceva, așa? Vă rog, unul v-am ascultat, vă rog frumos. Dumneavoastră de publicare sunt ședința. Mai aveți răbdare. Face parte, vă întreb, vor de a zice aia. Mai aveți răbdare. Mai aveți răbdare. Acum ce am mâncat la seara. Da. Nu e așa. Ei, nu face parte din tot ce zic. Nu avem discutat, dar domnul de la Curița se va mai repara, pentru că am prins o sumă de bani, avem acolo niște reparații de făcut, avem panta la comar, avem balustrăzii care trebuie să reparate. Avem în primăvara asta mi-am dorit să facem o reparație a drumului în Curița. Între mine și domnul viceprimar, uitați, e aici lângă mine și s-a mult și dânsul, au apărut tot felul de subiecte, nu este nimic adevărat, lucrurile merg foarte bine, ne înțelegem, ne dăm interesul ca proiectul comunii să meargă și în mandatul următor, păstrăm echipa și ne discutăm și un conflict. Facem o campanie cu la domnul președinte. Am oprit acest subiect și ne dăm cuvântul. Domnule președinte, rugați să spună, că ce tânci s-a bat, mai spun diversii, nu, și primarul, chiar culmea. Primarul comunii n-am voie să spun că de ce m-am pus loca. Cum v-am ascultat până acum o oră, ați repetat ce am spus eu, dați-mi cuvântul, domnule președinte. Haideți. Altcineva, am înțeles, domnul fără, altcineva. Domnul Dețe. Mulțumesc, domnul președinte, pentru darea de cuvânt. La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2024, aș avea făcut observații. Am văzut că pentru școala Cașin ați alocat numai suma de 80.000 de lei. Mi se pare o sumă mică, vis-a-vis de anii anterior, când era 18.000 de lei. Deci sunt foarte, foarte mică alocată pentru funcționarea școlii din Cașin. Nu vă mai gândiți, poate faceți o rectificare, anul ăsta, dar e suma foarte, foarte mică. Asta vă spun. Și încă o observație. Am văzut că s-a mai alocat niște bani pentru rețeaua de gaz la satul Curița. Și totuși, în ședința trecută, a trebuit la cunoștință că s-a semnat recepția. Eu știu prea bine că recepția se semnează după ce lucrarea este terminată și plățile sunt făcute. Nu se mai fac plăți după semnarea recepției. Aici nu înțeleg. Dacă o să-mi explicați costalucrurile, o să vedem despre ce este vorba acolo. Proiectul privind constituirea fondului de rezervă bugetară. Da, legea prevede codul fiscal, legea 273, spune că avem obligația ca în fiecare an să facem acest fond. Acest fond, atenție, se cheltuie pentru calamități, adică și neprevăzute. Ce înseamnă? Calamitățile prin lege sunt alunecări de teren, inundații și cutremur. Nici de cum incendii. Domnul primar se face din incendii. Probabil cum s-a informat cum a trebuit și a zis din incendii. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar. Am înțeles unde s-au dus banii. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HR 91, prin aprobarea regulamentului de contare a cheltuielilor.
Știu că a apărut anul ăsta o trei de guvern care implementează aceste depunctări. A apărut în luna ianuarie, cu 12 ianuarie, dacă nu mă știu. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcție aparatului de specialitate a primarului. Am înțeles despre ce este vorba. Este vorba despre nou angajat la Agricol. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special. Și aici ce ar face fiecare an. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantului taxei speciale de salubrizare. Da, suntem de acord ca să rămână la același nivel ca în 2022 și la atac și impozit, că am înțeles că va rămâne tot la fel. Da? Dacă așa este domnul. Bun. La proiectul, acum pe ordinea de zi suplimentar, adică ceea ce înseamnă raportul Curții de Conturi, a fost cu domnul Justin era foarte hotărât să facă niște afirmații nefondate și ele au fost registrate și o să mă gândesc pe viitor ce o să fac. Vă mai duc la conștiință o dată, că în 2019 s-a început lucrările la Căminul Cuița, nu în 2012, firma aceea de faliment și în 2012 se fac alte două contracte. Scoate agitație cu 10 ani în Baxele. Doamna Nina Uzi spomenească un contract, când am și primarul a fost anulat în instanță ca nelegal, contractul care a făcut obiectul dotat de executare din 1979, iar dincolo nu spune când nu s-a vrut. Ei ne-au judecată că un debit de 56 de lei găsit un expert că a fi fost niște lucrări făcute și neexecutate. ANEBAP-ul nu ne-a facturat acea dată și nici toate lucrările n-au fost spate. Cum spune legea că a fost plătești, automat a existat un proces. Care în final, nu știu, va dat Tribunalul Bacău acea sentință să dăm penalități. Dar doamna Uisea să zică că în 2016, în decembrie, cum spun și Curtea de Conturi, acel debit a fost achitat și nu mai erau plătit penalități. Eu în ședința din 2022, 28 martie, când ați aprobat angajamentul de plată, v-am adus la cunoștință că nu mă sunt sumit de plată, v-am adus în ședința din noiembrie 2022, când ați aprobat iar bani plătiți, acele penalități, că nu mai sunt bani de plată, v-am adus în ședința din 15 februarie 2023, când a dat suma de 492.417 lei, când nu mai sunt bani de dat. Nu s-a ținut cont în ceea ce a spus eu? S-au dat banii și Curtea de Conturi. Doamna spune că nu este prejudiciu. Îmi pare rău că a terminat facultatea de drept și nu înțelege ce e acel prejudiciu. Aceste sume care s-au plătit suplimentar le-ați dat fără să fiți fost obligați să le plătiți. Că așa a fost la Curtea de Conturi. Dacă aveați obligația, nu îți mai spunea că le-ați plătit suplimentar, ci v-a obligat conform unei sentințe, conform unei executări. Așa? Le-ați dat. Și automat că ieri Consiliul, până la recuperarea lui, automat dat termenul Curtea de Conturi, până pe 6 iunie, 1 iunie 2024, Consiliul e prejudiciu adus Consiliul Local Cașa, la buget. Vă mai pun o întrebare. Dacă până la 1.6.2024 nu veți recupera banii la executori și cu siguranță nu veți recupera și vă motivez de ce, deoarece i-ați dat de bună voie și nu executați, cine va plăti această sumă către Consiliul Local? Cine va da banii ăștia înapoi? Și încă o dată mai repede, doamna jurist a vorbit total nefondat și aiurea, dacă erau sume plătite de primarul Soroiu în mandatul meu, Curtea de Conturi avea cum să vină să impună acele sume care le-a dat. Adică cele 8 miliarde și ceva, cu 4 miliarde, 12 miliarde, avea să le impună. A imputat tocmai sumele care le-ați plătit dumneavoastră în 2022 și 2023, ca fiind plătit sumele adică în plus, aducându-vă la cunoștință. Ceea ce eu îmi asum ce spun acum, aducându-vă la cunoștință, domnul primar, aveți obligația să dispuneți lucrătorilor de aparatul specialitate să verifice cele puse de mine, dacă este bine sau nu, ceea ce nu ați făcut. Asta înseamnă că toate aceste plăți le-ați făcut privilitat, ducând de eroare pe consilierii locali care au votat acel angajament de plată, fiind, deoarece v-a adus la cunoștință, Ceea ce și Curtea de Conturi, un raport, scrie că ați dat sume care nu trebuia plătite, adică în plus. Aștept răspuns. Da, am să dau un răspuns acum. A spus în trei de școală, sunt 18.000, sunt pentru asistență socială, etichete, grădinițe, copii CES. 210.000 sunt, de fapt, pentru învățământ. 210.000? Da, am menționat. 210.000 de lei. 2 miliarde? 100 milioane? Da, învățământ. Suma. Dar aia e total. Total. Din care se... Pe ce se duce? Da. Pentru finanțare. Pentru... Pentru materiale. Da. Deci pentru cheltuie materiale, cât se duce? Suma totală pentru școală, dotare cu mobilier
până la 820 de mii de lei, creșterea eficienței energetice, numai 140 de mii. Cofinanțarea cu rândul punem la, la cam aproape de două ori, în două tranșe. Eu își cheltuim materiale acolo, privind încălzirea, privind energia electrică. Mai facem rectificări, ce nu vreau. Da, dacă mai... este trecut. Da. Aia e totalul care v-ați propus dumneavoastră. Da, până, până în iulie ajung banii aia? Ajung până în iulie banii? Da, avem 20 ceva de milioane vechi numai transportul. Păi iată, vedeți că am mai făcut rectificare și în următoare de trei luni. Nu mergem până la trei luni. Dar în luna iunie mai facem și alte rectificări. În iulie. Și până iunie rămân cu arelate școala? Vom... Da, ți-a fost o întrebare foarte bună. Vedem cu vacanțele, dacă vacanța elevilor cu siguranță va fi în luna iunie. Așteptăm și rezultatul să vedem când vor fi stabilite data alegerilor, dacă se comasează în iunie locale cu parțialele. Și vom stabili de comun în acord cu consultul data în care vom începe lucrările la, la, la școală. Posibil mai devreme, posibil... O întrebare, se poate. O întrebare. Am văzut la o proiectul de hotărâre că să, pentru investiția, extindere, modernizare, renovare și dotare cămin cultural în sat Cașin, comună ca județul Bacău, că se pun niște bani pentru utilități, amenajare, curte interioare, exterioare. Aș vrea să vă pun o întrebare. În anul 2020, în hotărârea numărul 24, din 11.06.2020, când eram primar, am prezentat acest obiectiv către CNI, în urma aprobării de către această companie a proiectului care am depus la acea dată. Atunci, proiectantul, la valoarea finanțată de OAT, cheltuieli pentru servicii și lucrări finanțate de OAT, avea o valoare de 241.061 de lei, cu TVA inclus. Acum văd că s-a reactualizat la o sumă de 366.000 de lei, fără TVA, adică tot TVA duce în jur la 40.000. În ce costă asta? S-a apărut lucrări în plus sau datorită prețurilor care s-au modificat datorită în 2020 până acum? Asta vă întreb. Nu știu ce ați făcut dumneavoastră în mandatul trecut, ce solicitări ați făcut, ce proiecte ați făcut, că ați pus și delegații la Cursa, ați pus și Mă voi informa și am să vă spun ce ați cerut. Cu siguranță creșterea... Dar nu poți să vizionăm în continuare, dacă nu atunci. S-a predat, atunci s-a făcut proiectul, a fost finanțat. Am luat... Cu ce vorbim? Dacă ieșea Bogdan cu Bordeanu... M-ați întrebat și nu lăsat să duc... Adică era mai slab ca tine. Dar probabil nu mă interesează răspunsul meu. Da, adică dați răspunsul la ce v-am întrebat. Da, noi am cerut o amenajare exterioară și proiectam că ne-am luat valoare de lucrări și dacă vreți să o aprobați, o aprobați. Consilierii de asta sunteți aici, care vor să aprobe aprobă, care nu... Nu vă mai răspund, că văd că dumneavoastră întrebări. V-am întrebat, răspund la întrebări. V-am spus, nu știu ce ați făcut dumneavoastră și în mandatul trecut. Bun, dar nu aveți ce face. Eu știu ce fac eu acum, așa am să supun la văd suplimentarea celor două puncte de ordinea de zi. Mai domnul Vrențe. Nu, domnul primar, nu mi-ați răspuns. Cine va fi bun de plată la ce de subiect? Am făcut eu un semn, am făcut eu un semn, n-ați fost patent. Cine? Domnul consilier. Cine va fi bun de plată? Atâtea plângeri penale. A spus și doamna. Domnule, vă răspund. Cine va fi bun de plată? Dar așteptați, domnule, să vă dăm răspunsul. Și răspunsul. Ați făcut atâtea sesizări. Plângeri și plângeri penale. Nu ați avut sorți de izbândă niciodată. Atenție mare cu aceste executări. Că le-a creionat și doamna jurist. Am vorbit și cu auditorii de la Curtea de Conturi. Știm și noi, domnule, au generat aceste sume. Nu mai răspundeți acest subiect, că poți o plângere, dacă faci o singură sesizare. Domnule Cătăruca, rog cu domnul primar, ați public să facă o plângere către primarul, fost primar Soroi. O singură sesizare, dacă faci, atenție, domnule, recuperăm acele sume. Încheie subiectul. L-am spus de atâtea ori. Spune la oameni și v-au votat. Cine va fi bun de plată? Nu vreau să banii viitor. Cine vă spune? M-ați întrebat și nu vreți să dau un răspuns. Păi da, spune cine va plăti. Am arătat și am spus da? Bun, doar la secretar notat. Da. Cine va plăti aceste subiecte? Cine va plăti aceste subiecte? Așteptăm
Cine va plăti mai spuneți în bani? Care i-ați dat? Păi da, e pe judeciul bugetul. A spus, vezi pe judeciul bugetul local. Ați în timp că nu aveați voie de plăti. Domnul Sor, este acțiuni și decretări. Asta în care UATK și... Da. Și da... Adesi... Da, sunt sigur, da. Vă dau domnul. Da, nu las, nu. În care UATK și-a deschis acțiuni și decretărească împotriva executorului și stabilește justiția. Cine va plăti, da? Justiția, nu dumneata, nici eu. Nu, dar un pic. Eu asta am întrebat. Dacă justiția nu va imputa aceste sume executor. Nu. Dacă cine va fi bun plată continuare? Păi stabilește justiția. Trebuie să spun că vești cine. Hai să vezi, nu stabilește acțiunile acțiune da. Decătorească. Este deschise. Nu stabilește ei. Stabilește numai că justiția va zice nu. Că au dat bani de bunăvoie. Păi și va stabili bani de bunăvoie și va plăti ei. Nu dumneata, nimeni nu stabilește. Dar ce atât greu de înțeles? Dacă stabilești, ia cine-și decătorească. A dat un răspuns bun, domnul. Știi, așa este. Nu, va există un... Vlada dăvește miliarde. Nu așa să face campanie. Nu, dar eu nu fac campanie. Nu sunt și campanie. Cine a dat să faci campanie? Hai, ce ai zis? Domnul... Ce vrei? Îmi pare rău că nu puteți să ne depărtăm din subiectul ăsta. Vreau să-l întreb pe domnul Soroiu. Cum s-a ajuns la penalități? Ați intrat primarii ca să plătiți? Bună întrebare, mulțumesc că mi-a pus întrebarea asta. În anul 2012, când am ieșit primar, erau cu rol două contracte încheiate cu FC Anelbach SRD, cu penalități de 1% pe zi puse în contract și asumate de fostul primar Curelea, pentru întârziere la plată. Având în vedere că la acea dată, în cele două contracte, contractul numărul 2 nu avea bani în buget, datorită că nu erau scosul care nu a aprobat. Și la contractul primul nu avea din 7 miliarde de 4 miliarde. Deci această vine aparține în totalitate domnului Curelea, când legea spune că penalitățile se pun în valoare de 0,01% pe zi. Nu 1%. Deci este în afara legii aceste penalități de 1% pe zi. Când am și primar, am dat în judecată, am anulat contractul 2, ca fiind nelegal, am mai luat și amendoarele MAP, la deținerea naturală de monitorizare a acțiunilor publice, 1.200.000.000. Am plătit în bugetul local 600.000.000 din cauza lor, că nu și-a făcut citația cum a trebuit, și aici s-a ajuns. Plus la debitul 56.000, a fost o expertiză, prin care expertul a spus că cei 56.000 constituie lucrări executate, dar necerute de contare. Nu avea nicio vină. În baza acea sumă 56.000, trebuia să emită o factură cu fecea nerbat și cu astea lucrări, ceea ce nu a făcut. Și s-a adus la aceste penalități. Drept dovadă, vedeți dumneavoastră acum, în raportul cu contul, scrie că este imputat cu o sumă în care am achitat în încălzări primar, în perioada aia? Nu. Sumele care au fost achitate în 2022-2023, suplimentare în plus. Nu spune că suma de 1 miliarde sau de 4 miliarde este imputată. Nu. Cea de cele făcute în 2022-2023, prin angajamentul plată prin care a fost dus în eroare. Da, da, este limitat să doamna Trei Orici. Da. Da, bun. În final, ce poate aveți? Da, nu ia, nu știu la cuvânt și că nu vorbești cu domnul Orici. Domnul consilier Sorel, a spus așa că am plătit 12 miliarde fără să... Plata spune acolo, s-a făcut după validarea tribunalului Bacău. La dumneavoastră, 1,2 miliarde, egal cu 12 miliarde, este acțiune și decătărească, este acțiune și decătărească în care se va stabili dată banii. Este acțiune care va stabili banii. I-am plătit, nu i-am plătit cine trebuie sau cât trebuie. Și ni se vor imputa nouă sau celorlalți. Nu? Mi-ai spus de trei ori că nu trebuie plătit, că nu trebuie plătit. Nu, ești instanță, ai puterea asta să știi până ta ce va stabili deja și ce va stabili tribunal. Nu poți. Nu poți. N-ai cum să știi până ta mai mult are justiția. Le-ai spus la cui sau tare zile că le duce alt și gaz. Și a zis colonelul Brânceanu, că doamne, mi-a spus domnul Soroiu că suntem pe locul 2, pe locul 2, pe locul 2. Facem că mai e pe altul... Am terminat. Păi cum, dar nu trebuie și ne spui și la ala ești 8 ani, păi nu. Ori vorbim ce trebuie, ori v-ați gândit ce trebuie. Domnul, am prezent că voi plătesc bani. V-am luat cunoștință și a zis de anul trecut cum trebuie să dați bani. Și în timp, domnul Cutăr, contul spune că acești sumi trebuia plătit. V-am luat cunoștință. Chiar așa ședințat, domnul Stoia și obiect, ca și cum. În ședințat în 15 februarie 2023, când l-ați spus, domnul Soroiu, bate scâmpii, de ce spuneți cum trebuie plătit? Că a fost ANAF în control, a fost... Cine a dat ANAF? Ce n-ai un domnul? Încă ce înseamnă? Așa, că a fost ANAF cu răcuși, a spus că nu a fost. Și a venit cu terioră în toamna să se-a stabilit aceste sume, dar e în plus, nelegal. Terminați cu subiectul ăsta. Păi, haideți să supunem la voi, să... Ce scandal din afară, deci...
Bravo. 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 Noi nu mai trebuie să... Mai sunt și pentru alte emisiuni, să fie chiar mai bun. Supunem la vot, da. Toate sau nu? Toate. Toate, prezboate? Da, să întrebăm. Nu, pe rând. Pe rând. Primul punct. Al doilea, buget. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Local cu mecașe. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar bugetului local în cursul anului 2024. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCN numărul 91 din 13-12-2023 privind aprobarea regulamentului pentru deconectarea cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu, reședință și localitatea unde se află locul de muncă al acestora. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunicașe. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale cu Comunicașe pentru ședința adunării generale, ordinarea acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului taxe speciale de salubrizare pentru anul 2024. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general privind valoarea lucrărilor finanțate de UAT Comuna Cașin și a indicatorilor tehnico-economice respectivelor de investiții, extindere, modernizare, renovare și dotare cămin cultural sat Cașin, Comuna Cașin, Dreptul Bacău. Punctul 10. Raport de audit financiar CCBC 2024 din 7-2024 și scrisoarea către primarul Claudiu Cicașin numărul 1-2550 din 7-2024 urmarea misiunii de audit financiar efectuată în perioada 23-10-15-12-2023 de Camera de Conturi Bacău asupra situațiilor financiare centralizate ale Comunei Cașin, întocmite pentru exercițiu financiar încheiat la data de 31-12-2022. Da, aici hotărâți concret, ca să știu ce scriu hotărâți. Recuperarea sumelor de timp plus, nelegal în plus, până la data 1-6-2024. Adică măsurile care s-au luat... Nu, de acord de tot, da. Da. Până la data 1-6-2024, cele 30 miliarde să se întoarcă înapoi la bugetul local. Dar cum să scriu eu în ordine? Mai degrabă că singur dirijește primarul că este ordonatorul cum îi trebuie. Deci o constitare către domnul primar. Să recuperez suma de la cineva. Să ducă la îndeplinire măsurile curții de cont. Da, da.